Handbaliștii de la Atletico Alexandria s-au impus în fața adversarilor de la CSM Botoșani încă de la începutul partidei, astfel că la pauză scorul era de 19-13. Până la finalul meciului, gazdele au reușit să se distanțeze la 21 de puncte de echipa oaspeților. Am avut un meci cu o echipă din partea de jos a clasamentului, cu CSM Botoșani. Un meci în care am putut fără probleme să rulăm tot lotul de jucători. În a doua parte, mai ales, am reușit să ne și desprindem la o diferență destul de mare pe tabela de marcaj. Un meci echilibrat în prima parte a sa. În schimb, băieții noștri s-au comportat foarte bine, având în vedere că suntem la început, nu avem un buget stabil. Echipa Alexandria este o echipă foarte puternică, care cred că are șanse mari la promovare. După această victorie, Atletico Alexandria a urcat pe locul 4 în clasament cu 13 puncte, aflându-se la egalitate cu echipa CSM Gidia. Următorul meci al echipei din Alexandria se va disputa săptămâna viitoare în deplasare împotriva echipei din Medgidia.